pe Domnul, slujiți-L pe Domnul cu veselie, veniți în fața Lui cu cântece de bucurie. Domnului toți locuitorii pământului, binecuvântați numele Domnului. Slava Lui, căci Domnul e mare și vrednic de laudă. Să fie cu voi. Cu dor am dorit să mănânc acest Paște cu voi, ne spune Iisus și nouă în această seară. E cina Domnului, cina la care ne invită Iisus să ne împartă darul vieții sale, trupul și sângele său. Să ne încredințeze iubirea, dragostea. Cina la care El i-a pregătit pe apostoli spălându-le picioarele, dându-le exemplu ca ceea ce a făcut El să facă și ei. Cina la care noi suntem invitați ca să participăm cu acea convingere că Iisus Hristos ne-a ales pe toți și ni se dăruiește tuturor. Astăzi, în întreaga lume catolică, credincioșii se adună în jurul Sfântului Părinte, Papa Francisc, a episcopilor și a preoților în comunitățile proprii și celebrează cina Domnului. O facem și noi aici, în catedrala noastră, după ce dimineață ne-am întâlnit episcop și preoți din întreaga dioceză
ca să-i mulțumim Lui pentru darul Sfintei Preoții, prin care rămâne în mijlocul nostru taina eucaristică. Ne bucurăm acum să participăm la acest act din joia sfântă, ca simțind prezența și iubirea lui Iisus, să fim și noi obligați și mai ales să fim și noi convinși că trebuie să-L iubim pe El, Dumnezeul nostru. Pentru a celebra cu vrednicie această sfântă liturghie, îi cerem iertarea lui Dumnezeu din toată inima și spunem: mărturisesc! Puternicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
ne-ai chemat să luăm parte la cina prea sfântă, în care Fiul Tău, unul născut înainte de a se da pe sine la moarte, a încredințat bisericii sale, jertfa nouă a legământului veșnic, ospățului iubirii sale. Dă-ne, te rugăm, harul ca din acest mister atât de mare să sorbim plinătatea iubirii și a vieții, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Lectura 1. Citire din Cartea Exodului. În zilele acelea, Domnul s-a adresat lui Moise și lui Aaron în țara Egiptului, spunându-le: Luna aceasta să fie pentru voi cea din tâi, să vă fie prima lună din an. Spuneți așadar întregii adunări a fiilor lui Israel: În ziua a 10-a a lunii acesteia, să-și ia fiecare dintre capii de familie un miel, câte un miel de fiecare casă. Dacă vor fi puțini în familie, încât să nu poată mânca mielul întreg, să ia de la vecinul cel mai apropiat atâtea suflete, câte sunt de trebuință ca să poată mânca mielul. Mielul să fie de un an, de parte bărbătească și fără meteahnă. Puteți lua fie un miel, fie un ied. Să-l țineți până în ziua a 14-a a lunii acesteia și atunci în toată adunarea opții fiilor lui Israel să fie înjunghiat către seară. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi ușorii și pragul de sus al ușii casei unde îl vor mânca. Și să mănânce în noaptea aceea carnea lui friptă la foc, dar să o mănânce cu pâine nedospită și cu ierburi amare. Să-l mâncați astfel, să aveți coapsele încinse, încălțămintea în picioare și toiagul în mână. Să-l mâncați în grabă, căci este Paștele, adică trecerea Domnului. În noaptea aceea voi trece prin țara Egiptului și voi lovi toți întâi născuți în țara Egiptului, de la oameni până la animale, și îi voi judeca pe toți zeii Egiptului. Eu sunt Domnul. La voi sângele va fi un semn pe casele în care vă veți afla. Voi vedea sângele și voi trece mai departe, astfel încât nu va fi între voi rană ucigătoare când voi lovi pământul Egiptului. Ziua aceea să fie o zi de comemorare și să o celebrați ca o sărbătoare a Domnului. E o lege veșnică, să o sărbătoriți din neam în neam. Cuvântul Domnului. Din potirul binecuvântat, ne împărtășim cu sângele lui Hristos. Din potirul binecuvântat, ne împărtășim cu sângele lui Hristos. Ce-i voi da în schimb Domnului pentru tot binele pe care mi l-a făcut? Voi lua potirul mântuirii și voi invoca numele Domnului. Lucru de preț este în fața Domnului, moartea credincioșilor săi. Eu sunt slujitorul tău și fiul slujitoare tale. Tu ai sfărâmat lanțurile mele. Îți voi aduce jertfă de laudă,
și voi invoca numele Domnului, voi împlini făgăduințele făcute Domnului de față cu tot poporul său. Lectura a doua. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, eu am primit de la Domnul ceea ce v-am transmis, că Domnul Iisus, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a zis: acesta este trupul meu care este pentru voi. Faceți aceasta în amintirea mea. De asemenea, după cină, a luat potirul spunând: acesta este potirul noului legământ în sângele meu. Faceți aceasta ori de câte ori beți în amintirea mea. Căci ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din potirul acesta, vestiți moartea Domnului până când va veni. Cuvântul Domnului. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, așa cum eu v-am iubit, așa să vă iubiți unul pe altul. Domnule să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. Înainte de sărbătoarea Paștelui, știind Iisus că-i venise ceasul să treacă din lumea aceasta la Tatăl, iubindu-i pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la sfârșit. În timpul cinei, când diavolul pusese deja gândul de a-l trăda în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, știind că Tatăl a dat toate în mâinile sale și că de la Dumnezeu a venit și că la Dumnezeu se întoarce, s-a ridicat de la cină, și-a pus hainele deoparte și, luând un ștergar, s-a încins. Apoi a turnat apă într-un vas de spălat și a început să spele picioarele discipolilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru. Acesta i-a zis: Doamne, Tu să-mi speli picioarele? Iisus a răspuns și i-a zis: ceea ce fac eu, Tu nu înțelegi acum, dar vei înțelege după aceasta. Petru i-a spus: nu vei spăla picioarele în veci. Iisus i-a răspuns: dacă nu te voi spăla, nu vei avea parte cu mine. Simon Petru i-a spus: Doamne, nu numai picioarele mele, ci și mâinile și capul. Iisus i-a zis: cine a făcut baie nu trebuie să-și spele decât picioarele, căci este curat în întregime. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Căci îl știa pe cel care avea să-l trădeze, de aceea a spus: nu toți sunteți curați. După ce le-a spălat picioarele și-a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a spus: înțelegeți ce am făcut pentru voi? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul, și bine spuneți, pentru că sunt. Așadar, dacă eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat picioarele, și voi trebuie să vă spălați picioarele unii altora, căci v-am dat exemplu, ca și voi să faceți așa cum v-am făcut eu. Cuvântul Domnului. Domnule,
Lăudați să fie Iisus Hristos! Excelențele voastre, preacucernici părinți din altar, dragi surori, iubiți credincioși! În urmă cu 2 săptămâni și ceva, într-o seară de 13 martie, am urmărit toți cum de la loja Bazilicii din Vatican, un cardinal a venit cu o mare veste. Habemus Papam. Avem papă. Mă gândesc că dacă ar fi ieșit cineva la loja cenacolului din Ierusalim, în seara de Joia Mare, ar fi trebuit să anunțe multe vești. Habemus sacerdotes, avem preoți. Habemus panem, avem pâine. Habemus potum vite, avem băutura vieții. Habemus amorem, avem iubire. Da, erau multe vești, așa cum a fost și vestea papei, multe vești de anunțat în seara de Joia Mare, după cina Domnului. Este o seară de excepție, unică în istorie, unică în anul bisericesc. O seară așa de plină, așa de abundentă de trăiri, de daruri, de evenimente, încât e greu să le cuprindem. Sigur, ne oprim la esențial. Este seara vieții, pentru că primim viață prin Euharistie, dar este și seara agoniei, când Iisus va intra în agonie. Este seara comuniunii, când Iisus îi întâlnește pe toți apostolii, inclusiv pe Iuda, toți împreună. Dar este și seara singurătății. Iisus va rămâne singur peste câteva momente în Ghetsemani. Este seara darurilor, pentru că Iisus ne lasă cele mai mari daruri în seara aceasta. Ne lasă Euharistia, ne lasă preoția, ne lasă porunca iubirii, ne lasă totul, se lasă pe El însuși, dar e și seara trădării, când Iisus va fi trădat. A dat totul și a fost trădat. E seara cenacolului, a acelei săli miraculoase, a acelei săli pline de viață, a acelei săli de care biserica rămâne legată din multe puncte de vedere, dar e și seara grădinii suferinței din Ghetsemani. E seara când Iisus ne lasă sângele Său în potir, propriul sânge, dar și seara când își varsă sângele, transpiră sânge în Ghetsemani. Sigur, în seara aceasta toți mergem cu gândul la cenacol, un punct care are mare importanță și iată, trei momente din momentele de naștere ale bisericii, trei momente de viață sunt legate de acest loc. Și în paranteză vreau să spun, acolo unde ar trebui să fie lumina luminii, unde ar trebui să fie sanctuarul sanctuarelor, din păcate, astăzi dacă ajungeți, veți rămâne foarte decepționați, pentru că este urât, părăsit, așa este situația. E culmea contradicțiilor. Cenacolul trăiește trei momente în istoria sa de început. Trei momente în care e viața bisericii. Aici Iisus ne dă pâinea vieții. Aici Iisus se va arăta peste câteva zile viu, El viața însăși. Și tot aici îl va trimite pe Duhul Sfânt care este dătătorul vieții. Trei momente de excepție, trei momente cardinale, aș spune eu, în istoria primelor zile ale creștinismului. Aici se naște Euharistia Bisericii, aici se naște preoția Bisericii, aici e speranța Bisericii, pentru că Iisus ne dă speranța celui înviat, speranța de a învia și noi. Aici e viața Bisericii, pentru că e Duhul Sfânt. Iisus alege această sală, această încăpere, pentru a sărbători Seder Pesach, adică sărbătoarea Paștelui atât de obișnuită de 1000 și ceva de ani la evrei. E seara când Iisus
totuși folosește elementele tradiționale evreiești, pâinea și vinul. Pâinea nedospită, pe care, iată, o continuăm și noi astăzi până în zilele noastre la Sfânta Liturghie, de 2000 de ani, aceeași pâine nedospită, azima, și vinul. Și Iisus Hristos le ia, pentru că evreii și apostolii fiind evrei erau obișnuiți cu aceste elemente și vom vedea noi și de ce mai departe, și le transformă, le înnobilează, permiteți-mi să spun că le îndumnezeiește. O pâine modestă, o pâine simplă, devine trupul său. Câteva picături de vin devin sângele său. Vă imaginați ce minune se întâmplă acolo? Iisus Hristos preia și duce mai departe. De fapt, El a preluat legea veche, toată legea veche, și a desăvârșit-o. Aceasta este Evanghelia, desăvârșirea și continuarea legii vechi. Iisus n-a schimbat nimic din legea veche, ci doar a înnobilat, a desăvârșit. Așa că are loc și în conform sederului de Pesach, au loc și acele întrebări foarte normale în ritual. La un seder de Pesach, un copil, cel mai mic, pune întrebări. Tată, ce este această pâine? Și sigur că tatăl răspunde că este pâinea care ne aduce aminte de evenimentele pe care le-am trăit în pustiu. Sunt amintire. Se pare că Ioan a pus în seara aceasta întrebarea, Doamne, ce este acesta? Și Iisus schimbă radical, totalmente formula. Nu mai spune că sunt amintire din istorie, din istoria poporului nostru. Și formula și expresia o știți pe de rost toată lumea. Acesta este trupul meu. Nu este simbolul trupului meu, nu este aparența trupului meu, nu este imaginația trupului meu. Acesta este trupul meu. Scurt, simplu și la obiect. Pe înțelesul fiecăruia. Apoi urmează întrebarea cu potirul. Doamne, ce este acesta? Și Iisus nu mai folosește expresia cea veche, amintire de când Dumnezeu cu mână puternică ne-a eliberat din Egipt, ci spune foarte simplu. Acesta este sângele meu. Și de 2000 de ani, această înnobilare a expresiei Vechiului Testament o folosim pentru a realiza Euharistia. Iisus Hristos lămurește în seara aceasta cel puțin trei elemente. I-a pregătit pe apostoli pentru această seară. El a început la Cana Galilei. Și acolo a transformat apa în vin. În seara aceasta merge mai departe și desăvârșește o minune a sa. De fapt, prima a fost o minune lămuritoare. În seara aceasta este o minune creatoare, care schimbă pur și simplu, nu apa în vin, ci vinul în ceva sacru, dumnezeiesc, în sângele său. Tot în seara aceasta, Iisus Hristos lămurește și minunile cu înmulțirea pâinilor. Atunci Iisus a dat pâine multă, în seara aceasta dă pâine sfântă. Observați, au fost frumos pregătiți apostolii, a avut această pedagogie Iisus de a-i pregăti pentru seara aceasta. Dacă n-ar fi fost pregătiți, și-ar fi pus întrebări, e posibil așa ceva? Dar când ei acum își amintesc, stai că Iisus a avut putere asupra pâinii de a o înmulți, cu adevărat în seara aceasta vor recunoaște mai ușor această transformare în pâine sfântă, dumnezeiască. Și tot în seara aceasta, Iisus cu siguranță răspunde acelor întrebări pe care au apărut în mintea apostolilor în Cafarnaum, în sinagoga din Cafarnaum, în acel minunat discurs despre pâinea vieții. Din Joia Mare și până astăzi, sunt 2000 de ani aproape, omenirea are hrană. Hrană adevărată, are pâine, are viață, are subzistență divină. De 2000 de ani se întâmplă minuni în fiecare zi, în fiecare biserică, în fiecare loc unde este un preot. Se întâmplă aceeași minune. Probabil noi ne-am foarte obișnuit cu liturghia, o frecventăm, participăm, cântăm, ne rugăm, dar de fapt s-ar putea să ne scape din vedere minunea. Minunea aceasta
care nu poate fi descrisă în cuvinte, a Euharistiei. Ați participat la liturghie de N ori, de sute și de mii de ori. În fața dumneavoastră, trebuie să știți că a avut loc o minune reală, o minune adevărată. Există oameni care aleargă după minuni și merg în diferite locuri ale pământului. Poate văd o minune. Dumneavoastră trebuie să știți că la fiecare liturghie trăiți și vedeți o adevărată minune. Minunea liturghiei, iată, se perpetuează în fiecare loc și în fiecare preot. Tocmai de aceea, iată că nu putem separa cele două daruri ale serii de azi, preoția și Euharistia. Astăzi noi am mai celebrat o liturghie, așa cum spunea Preasfințitul, dimineață ne-am întâlnit aici toți. Și pentru noi preoții, credeți-ne, este, cred că, ziua întrebărilor prin excelență. Ne întrebăm toți, noi din altar și toți care suntem preoți, în fața altarului, în fața conștiinței noastre, ce a găsit Dumnezeu la noi de neales? N-avem nimic deosebit. Mâinile sunt la fel cu ale dumneavoastră, mintea gândește ca a dumneavoastră, ochii văd aceleași lucruri și totuși. Și totuși Dumnezeu ne-a înzestrat cu darul acestei minuni. Buzele noastre fac minuni în fiecare zi. Mâinile noastre săvârșesc minunea în fiecare zi. Vorbele noastre vă aduc dumneavoastră și nu numai dumneavoastră atâta bucurie și atâta pace. Mă întreb, cum poate Dumnezeu să rezerve unei persoane așa mare mistere? E un mister și pentru mine. Nu mă întrebați de ce sunt preot. Nu mă întrebați de ce sunt aici în seara aceasta. Pentru că eu n-am răspuns. Dumnezeu a dorit acest lucru. E misterul lui Dumnezeu. Ce a găsit în mine, în noi care suntem preoți, nu știu să vă spun. Atâta știu să vă spun că Dumnezeu ne-a sensibilizat inima și a vrut să ne ofere această demnitate, dar eu i-aș spune această slujire. Mergem mai departe și vreau să spun că Dumnezeu, și pentru cei care poate cred mai puțin, vrea să arate că Euharistia este cu adevărat minunată, este cu adevărat dumnezeiască. Și iată câteva întâmplări. În anul 1330, la Cascia, în Italia, un bolnav grav cheamă preotul ca să îi aducă Sfânta Împărtășanie. Preotul, puțin neatent, dar și poate mai puțin grijuliu, a uitat să ia sau n-a mai luat acel vas special pentru Sfânta Euharistie și a pus particula cu Sfânta Împărtășanie într-o carte și a zis că merge să ducă această hostie sfântă, Euharistia, în cartea lui de rugăciuni. Ajuns la casa bolnavului, preotul a deschis cartea ca să ia hostia, dar s-a speriat când a văzut că hostia era transformată într-o pată de sânge și care a pătat paginile cărții. Un altul. În anul 750, în localitatea italiană Lanciano, dacă veți ajunge acolo, veți vedea un sanctuar special al Sfintei Euharistii. Un călugăr avea dubii referitoare la Sfânta Hostie și nu credea că este cu adevărat, așa cum se spune, trupul Domnului Iisus. A celebrat liturghia și a spus cuvintele consacrării cu dubiul în suflet și a văzut cum hostia devine carne și sângele devine vin. A fost arătată această transformare celor de față. Carnea era întreagă, sângele era împărțit în cinci părți distincte și fiecare puteau fi văzute în mod distinct. Noi, și sigur, iată, au trecut de atunci 1000 și ceva de ani. Dar lumea rămâne mai departe cu întrebări. O fi? N-o fi. În noiembrie 1970, arhiepiscopul Pierantoni și provincialul francescan, cu autorizarea Romei, au decis să supună unor analize științifice relicvele care aveau deja peste 1200 de ani. Misiunea a fost încredințată doctorului Edoardo Linoli, directorul spitalului din Arezzo,
și profesor de anatomie, histologie, chimie și microscopie clinică. A fost asistat de profesor Ruggero Bertelli de la Universitatea din Siena. La 18 noiembrie 1970 au prelevat mici țesuturi din relicvele sfinte și le-au dus la laborator. La 4 martie 1971 a fost prezentat rezultatul cercetărilor. Iată concluziile. 1. Carnea miraculoasă este cu adevărat țesut striat din miocard. 2. Sângele miraculos este adevărat sânge. Analizele cromatografice demonstrează cu claritate absolută. 3. Studiul imunologic arată că sângele și carnea sunt de natură umană și se vede clar că ambele aparțin aceleași persoane cu grupa sanguină AB. 4. Proteinele conținute în sânge sunt în procentaj identic ca în sângele proaspăt. 5. Nu s-au descoperit niciun fel de substanțe de conservare folosite în antichitate pentru îmbălsămare. 6. Se vede clar că nici carnea și nici sângele nu au fost prelevate de la un trup, deoarece acestea s-ar fi alterat rapid. 7. Acestea pot fi văzute și astăzi și orice pelerin care ajunge la Lanciano poate să se închine în fața acestei minuni. Și am putea continua. Sunt sute de asemenea minuni euharistice. Așa cum se întâmplă în jurul Maicii Domnului, la fel, minunile sunt toate. Dar de ce să alergăm după minuni? Pentru că minunea este însăși Sfânta Liturghie la care aveți cu toții parte în fiecare zi. Iubiți credincioși, este seara riscului în seara aceasta, pentru că Iisus riscă totul. Iisus riscă înființând Euharistia. Oferindu-ne nouă Euharistia, de ce spun că riscă? Pentru că El știe că de-a lungul veacurilor și mileniilor, foarte mulți oameni se vor împărtăși sacrileg. Mulți oameni își vor bate joc de El. Vor fi atâția care își, pur și simplu, vor bat jocorâs Sfânta Euharistie. Și totuși El riscă. Orice s-ar întâmpla, El vrea să fie cu noi. El vrea să fie hrană pentru noi. Am citit, nu mi-aparține mie, această interpretare că, de fapt, Iisus Hristos a acceptat chiar și sacrilegiul lui Iuda. Nu știu dacă ați citit sau vă amintiți exact din Evanghelie, știți că Iisus nu l-a împărtășit pe Iuda. El avea în inima sa trădarea, ci Sfântul Matei este foarte clar când spune: cel care va întinde mâna împreună cu mine în blid. Dacă Iisus le-a dat apostolilor, Iuda a luat el singur. Adică a furat, am putea spune, spune acest autor, Sfânta Euharistie. Și de aceea Iisus Hristos va avea cuvinte grele contra acestui apostol, contra acestui trădător. Tocmai de aceea, în seara aceasta și în fața Euharistiei, ne întrebăm despre demnitatea noastră, despre posibilitatea noastră și despre limitele noastre în fața Sfintei Euharistiei. Și sigur că vorbind de Euharistie, vorbind de preoție, vorbind de spălarea picioarelor, așa cum vorbea Evanghelia, toate acestea parcă sunt încoronate de iubire. Nu putem gândi nici preoția, nici Euharistia, nici spălarea picioarelor fără iubire. Tocmai de aceea închei și spun în seara aceasta, este seara iubirii prin excelență. Dar nu o iubire facultativă, o fi sau nu o fi, dacă poți sau dacă nu poți, este poruncă. Rar se spune că Iisus a dat porunci, dar când e vorba de iubire, Iisus spune așa: poruncă nouă vă dau vouă. Deci vă rog, atenție mare, nu este facultativă virtutea, ci este obligatorie. Și ca să închei, vreau să aduc un citat din Marele Papă Ioan Paul al II-lea, care face un elogiu extraordinar Sfintei Liturghii, această realitate, această minune, această, dacă vreți, trăire dumnezeiască a noastră, a oamenilor muritori. Iată ce spune Papa Ioan Paul al II-lea. Am putut să celebrez Sfânta Liturghie în capele construite de-a lungul poteșilor de munte, pe malul lacurilor sau pe țărmul mării. Am celebrat și pe altare ridicate în mijlocul stadioanelor
și în marele piețe ale orașelor. Aceste celebrări ale liturgiei m-au făcut să experimentez cu forță caracterul universal al Euharistiei. Ba chiar să spun că este cu un caracter cosmic. Pentru că și atunci când o celebrăm pe un altar umil, într-o biserică de la țară sau într-o solemnă catedrală, Euharistia este celebrată într-un anumit fel pe altarul lumii întregi. Ea unește totdeauna cerul cu pământul. Ea îmbrățișează și pătrunde întreaga creație, tot universul. Așadar, Euharistia leagă cerul și pământul. Euharistia ne leagă de Dumnezeu. Euharistia dă viață bisericii. Euharistia ne dă viață tuturor. Fără Euharistie nici nu se poate. Nu putem gândi creștinismul, nu putem gândi preoția, nu putem gândi mântuirea, nu putem gândi nimic fără Euharistie. Așadar, vă invit în seara aceasta, iubiți Euharistia. Lăudați să fie Iisus Hristos! Peste câteva momente va începe ritul spălării picioarelor. Pentru această celebrare, Preasfințitul Petru Gherghel, episcopul diecezei de Iași, va spăla picioarele la 12 tineri. Ne readucem aminte ritul, gestul pe care l-a făcut Mântuitorul în seara ultimei sale cine, când s-a apropiat de ucenicii săi, s-a plecat asupra lor și le-a spălat picioarele. Christovus Deveus.
creativis videamus. Gloria vante ver vultum tuum, Christe Deus. Gaudium quod est ime venisum, atque probum. Saecula pever in finivita va, fraților prea iubiți, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, care la cina cea de taină a instituit misterul care ne face părtași de moartea și învierea Lui. Doamne Iisuse Hristoase, pâinea vieții, desăvârșește cu prezența Ta euharistică unitatea Bisericii Tale. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-ne nouă, care primim trupul și sângele Tău, harul de a fi prin cuvânt și faptă, adevărați vestitori ai prezenței Tale în lume. Te rugăm, ascultă-ne! Trezește în sufletele tuturor oamenilor foamea după hrana cerească a cuvântului și a Euharistiei Tale. Te rugăm, ascultă-ne! Reîmprospătează în toți preoții harul Sfintei Preoții. Te rugăm, ascultă-ne! Cheamă și din mijlocul nostru tineri la Sfânta Preoție. Te rugăm, ascultă-ne! Pe toți răposații care pe pământ s-au hrănit cu trupul și sângele Tău, primește-i să se bucure de vederea feței Tale. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule veșnic, prin celebrarea morții și învierii Fiului Tău,
ne asociezi la jertfa Lui și ne dăruiești viața dumnezească. Ascultă rugăciunea bisericii adunate în jurul Sfântului Altar, prin Hristos, Domnul nostru.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Dăruiește-ne, te rugăm, Doamne, harul să luăm parte cu vrednicie la aceste taine, pentru că ori de câte ori se celebrează memorialul acestei jertfe, se împlinește lucrarea răscumpărării noastre prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El adevăratul și veșnicul preot, a orânduit o jertfă pentru noi, oferindu-se pe sine însuși ca victimă pentru mântuirea noastră, poruncindu-ne și nouă să aducem aceea jertfă în amintirea Lui. Trupul Lui jertfit pentru noi, când îl mâncăm, ne întărește. Sângele Lui vărsat pentru noi, când îl bem, ne curăță. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile, și cu toate corurile oștirii cerești, îți înălțăm imnul de laudă, zicând fără încetare.
Ține așadar, pe milostive Părinte, cu umilință te rugăm și îți cerem, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, să binevoiești a primi și a binecuvânta aceste daruri, aceste prinosuri, aceste sfinte jertfe nepătate pe care ți le oferim mai întâi pentru Biserica ta Sfântă Catolică. Binevoiește ai dărui pacea, a o păzi, a o uni și cârmui pe întregul pământ împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, și cu toți aceia care mărturisesc dreapta credință catolică și apostolică. Adu-ți aminte, Doamne, slujitorii și slujitoarele tale și de toți cei de față, a căror credință și evlavie îți sunt cunoscute, pentru care suferim sau care îți oferă această jertfă de laudă, atât pentru ei înșiși, cât și pentru toți ai lor, pentru răscumpărarea sufletelor, spre nădejdea mântuirii și ocrotirii lor, și înalță rugăciunile lor către tine, Dumnezeul cel veșnic, viu și adevărat. În unire cu întreaga biserică, amintim și cinstim înainte de toate pe slăvita pururea Fecioară Maria, născătoarea Domnului și Dumnezeului nostru Iisus Hristos, precum și pe Sfântul Iosif, soțul Fecioarei, pe toți sfinții tăi apostoli și martiri, Petru și Paul, Andrei, Iacob, Ioan, Toma, Iacob, Filip, Bartolomeu, Matei, Simon, Tadeu, Lin, Clet, Clement, Sist, Corneliu, Ciprian, Laurențiu, Crisogon, Ioan și Paul, Cosma și Damian și pe toți sfinții tăi. Prin merite și rugăciunile lor, dăruiește-ne în toate împrejurările ocrotirea și ajutorul tău. Te rugăm așadar, Doamne, să primești cu bunăvoință jertfa supunerii noastre și a întregii tale familii, pe care ți-o oferim în ziua în care Iisus Hristos, Domnul nostru, a încredințat ucenicilor săi celebrarea tainei trupului și sângelui său. Rânduiește în pace zilele noastre, mântuiește-ne de osânda veșnică și poruncește și primește-ne în rândul aleșilor tăi. Te rugăm, Dumnezeule, să binevoiești a face această jertfă în toate binecuvântată, ție sfințită, bine primită și plăcută ție, ca ea să devină pentru noi trupul și sângele tău, iubitului tău Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. El, în această zi, ajunul pătimirii sale, pentru mântuirea noastră și a tuturor, a luat pâinea în sfintele și prea cinstitele sale mâini, și ridicând ochii spre cer către tine, Dumnezeule, Tatăl său atotputernic, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând și acest prețios potir în sfintele și prea cinstitele sale mâini și din nou mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta, și învierea ta, de aceea, Doamne, noi slujitorii tăi și poporul tău sfânt, celebrând fericita pătimire, precum și învierea din morți și glorioasa înălțare la ceruri a Fiului tău, Domnul nostru Iisus Hristos, oferim maiestății tale preaslăvite din darurile tale o jertfă curată, o jertfă nepătată, pâinea sfântă a vieții fără de sfârșit și potirul mântuirii veșnice.
Binevoiește a privi asupra lor cu față senină și blândă și a le primi precum ai primit darurile dreptului tău slujitor Abel și jertfa patriarhului nostru Abraham și ceea ce s-a oferit marele tău preot Melchisedec, o jertfă sfântă prin os nepătat. Te rugăm cu umilință, Dumnezeule atotputernic, să poruncești ca jertfa aceasta să fie adusă prin mâinile sfântului tău înger pe altarul tău ceresc, în fața maestății tale dumnezeiești, pentru ca noi toți care vom primi de pe acest altar prea sfântul trup și sânge al Fiului tău, să ne umblăm de toată binecuvântarea cerească și de tot harul. Amintește-ți, Doamne, de slujitorii și slujitoarele tale, care au mers înaintea noastră cu semnul credinței și dorm somnul păcii. Te rugăm, Doamne, să binevoiești a le da lor și tuturor celor care se odihnesc în Hristos un loc de răcorire, de lumină și de pace prin Hristos, Domnul nostru. De asemenea și pe noi, păcătoși și slujitorii tăi, care nădăjduim în mulțimea îndurărilor tale, binevoiește a ne uni cu sfinții tăi apostoli și martiri, cu Ioan, Ștefan, Matia, Barnaba, Ignațiu, Alexandru, Marcelin, Petru, Felicitas, Perpetua, Agata, Lucia, Agneza, Cecilia, Anastasia și cu toți sfinții tăi. Te rugăm să ne primești alături de ei, nu pentru vrednicia noastră, ci din belșugul milei tale, prin Hristos Domnul nostru. Prin care Tu, Doamne, pururea crezi aceste daruri, le sfințești, le însuflețești, le binecuvântezi și ni le dai nouă. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tatăl atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezească, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, cine mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Căci Ta este împărăția și puterea. Doamne Iisuse Hristoase, că ne-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pace mi-o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința ta, care vețuiești și domnești în toți vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Cine va mânca din această pâine va trăi în veci. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Lui Hristos să vă dea schimbătură cea acum ritul împărtășirii. Este tocmai ceea ce sărbătorim și noi astăzi, înființarea Sfintei Împărtășanii. Iată, peste ani, peste mulți ani, celebrăm acest rit, celebrăm Sfânta Împărtășanie. Thank you.
Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic, dăruiește-ne harul ca așa cum ne hrănim în viața pământească la cina de taina Fiului Tău, tot astfel să ne învrednicim a fi părtași de ospățul veșnic al împărăției Tale, prin Hristos Domnul nostru. În seara aceasta va urma imediat depunerea trupului Domnului aici în altarul pregătit în partea dreaptă și biserica va rămâne deschisă toată noaptea. Până la ora 12 de noapte vor fi 4 ore de adorație, după cum urmează. Acum, începând de la ora 8, vor fi toți credincioșii dintre dumneavoastră care puteți rămâne, apoi la ora 9 vor fi tinerii, la ora 10 vor fi persoane consacrate din Iași, iar la ora 11 vor fi persoane de la familiile creștine, Uniunea Mamelor Creștine. Așadar, în această perioadă, până mâine seară, puteți trece pe aici, lângă Iisus, și puteți rămâne în adorație, în rugăciune personală. Mâine, începând cu ora 9, va fi program de spovezi permanent, la orice oră doriți dumneavoastră, până mâine seară, cât va fi nevoie, la fel va fi și sâmbătă, toată ziua până seara la liturghie, cât va fi nevoie. Așadar, posibilitatea de spovadă pe toată lumea, oricând. Mâine seară ne întâlnim la celebrarea patimii Domnului și a adorării crucii, la aceeași oră, 6:30 seara. Thank you.
Preasfântul Sacrament a fost mutat într-un altar lateral, de unde va fi adorat de-a lungul acestei seri, de acum înainte până în seara Învierii, sâmbăta Învierii, când vom celebra Învierea Mântuitorului nostru, sâmbătă noaptea, apoi în Duminica Învierii vom sărbători, vom retrăi evenimentul credinței noastre, Învierea Mântuitorului. Vă dăm o reîntâlnire în această seară, începând cu ora 21, începând cu ora 9, pentru a îl adora pe Iisus, a adora pe Mântuitorul nostru împreună cu tinerii din catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină, de aici din Iași, de unde transmitem. Lăudat să fie Iisus Hristos! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. O Iisuse, inima mea e răvășită când mă gândesc la iubirea care